Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Iată că la început de săptămână discutăm despre șansa tinerilor fermieri de a face agricultură performantă. Cred că ați auzit cu toții declarațiile domnului ministru Adrian Oros, care dorește să îi sprijine pe tinerii fermieri. E vorba de un sprijin venit din partea statului, dacă Agenția Domeniilor Statului le poate oferi o suprafață de teren pe care aceștia să lucreze, ar fi foarte bine. Se discută despre 50 de hectare, sperăm ca aceste lucruri să fie puse și în practică, în operă, iar tinerii în România să beneficieze de un sprijin real. Vorbim de asemenea și despre controlele pe care le întreprinde corpul de control al ministrului la diferitele agenții. Ministrul Adrian Oros a afirmat aici la Agricultura la raport cu ceva vreme în urmă despre aceste controle care vor avea loc, care au loc la anumite agenții. Avem în momentul de față și câteva rezultate. Vom discuta pe seama acestor controle. De asemenea, vom vorbi și despre programele pe care le va continua Ministerul Agriculturii, pentru că sunt programe moștenite de la vechiul guvern, sunt programe pe care fermierii le-au apreciat, cum le văd cei din platou aflați în seara asta. Bineînțeles că vă invit și pe dumneavoastră, pe cei de acasă, să vă spuneți punctul de vedere vis-a-vis de aceste programe și, de ce nu, despre noi proiecte care ar trebui puse în operă, în practică, de Ministerul Agriculturii, cum ar trebui stimulați fermierii pentru a face producții performante, dar și producții bine plătite. Vom discuta și despre birocrație, pentru că vrem, nu vrem, ne lovim cu toții de această birocrație. Ce șanse sunt ca ea să dispară sau măcar să scadă, aflăm tot de la oaspeții mei și tot de la ei. Vorbim și despre fonduri europene, despre șansa asta pe care o avem și ce ar trebui să facem pentru a accesa fonduri europene. Știți cu toții faptul că marți seara aici la Agro TV, începând cu ora 20, avem o emisiune dedicată fondurilor europene. Deja ea a împlinit 3 ani și ceva de când se derulează pe postul nostru de televiziune și asta datorită dumneavoastră, datorită celor de acasă care solicitați prezența ei în grila noastră de programe. Ne bucurăm de asemenea de prezența consultanților, cred că n-are rost să vă spun foarte multe, pentru că deja cunoașteți în ce constă această producție și sunteți în fiecare marți seară alături de mine și de consultanții pe care i-am invitați aici în studio. Până atunci, haideți să vă prezint invitații, dați-mi voie să îi salut și totodată vreau să le mulțumesc celor aflați în seara asta aici în studioul Agro TV. Și o să încep cu domnul Florin Istrate, președinte FSA Terra. Bună seara și la mulți ani, pentru că e prima dată pe anul ăsta când ne vedem, suntem la început de 2020. Bună seara, la mulți ani invitațiilor și telespectatorilor care ne urmăresc. Îl salut de asemenea pe domnul Gabriel Achim, inginer. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit. La mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnul Petrișor Ghenea, fermier. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am găsit și un an plin de realizări. Să dea Dumnezeu așa să fie. Și nu în ultimul rând, domnul Ion Cioroianu, inginer. Bună seara și dumneavoastră și bună seara. La mulți ani, bine ne-am revăzut și în 2020. Celor de acasă le spun că au la dispoziție un număr de telefon 031-405-2800. Aici așteptăm telefoanele dumneavoastră. Iar pe pagina noastră de Facebook, AgroTV-Agricultura la raport, așteptăm toate mesajele. Bun, domnilor, pentru început, haideți să încercăm așa să creionăm cum a fost 2019 ca și an calendaristic, evident, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Veniți din zone diferite. Sunteți oameni care lucrați în agricultura românească într-un mod sau altul, aveți și propriile afaceri, oferiți și consultanță fermierilor, vorbim și despre cercetare, pentru că vrem, nu vrem, agricultura nu se poate face fără știință și e nevoie să perfecționăm această cercetare românească, pentru că rezultatele cei drept nu sunt palpabile imediat, dar ele se văd în timp și datorită cercetării putem să ținem agricultura la un nivel ridicat. Facem o scurtă trecere în revistă vis-a-vis de anul care s-a încheiat, de 2019, cum a fost pentru dumneavoastră ca și
fermieri, ca și oameni implicați în agricultură și apoi o să discutăm și despre aceste ajutoare, despre acest sprijin pe care Ministerul Agriculturii își propune să îl ofere tinerilor, mai ales că aici în studio avem și doi tineri fermieri, doi oameni care au început de jos pe propriile lor forțe și au dezvoltat afaceri interesante, afaceri frumoase. Ei pot constitui un exemplu și pentru cei de acasă, pentru cei care în momentul de față nu știu pe ce cale trebuie să o apuce, ce trebuie să facă și iată că prin puterea exemplului putem să îi motivăm și pe cei care stau, urmăresc AgroTV și încă nu și-au creat așa o imagine foarte clară asupra afacerii pe care vor să o dezvolte. Domnul Cioroianu, o să încep cu dumneavoastră. Anul 2019, deși nu a început bine și toți eram foarte, să spun, panicați că va fi un an prost, totuși s-a încheiat cu bine, adică producțiile la cereale păioase nu au fost ca anul anterior, 2018, dar totuși au fost mulțumitoare, adică grâu și orz au fost între... Aici au bătut 5-6-7 tone, dar culturile de toamnă, mai ales porumbul, a avut producții foarte bune, cel puțin. A fost anul trecut pentru cei care lucrează în sectorul vegetal, porumbul, cartea câștigătoare? Putem să spunem că cei care au avut porumb au și câștigat, pentru că, din păcate, rapița n-a dat rezultatele scontate. N-a dat, într-adevăr. Au fost mai multe culturi care, din păcate, au tras un pic în jos. Să știți că rapița de vreo 2 ani de zile ne joacă feste, în sensul că toamnele sunt secetoase, răsărirea este la ghici și prea puțin dintre agricultori au reușit să intre cu rapița bine dezvoltată în iarnă. Anul ăsta, pentru că a fost un an mai, o toamnă lungă, totul s-a dat posibilitatea acestei culturi să se ridice și să intre cât de cât cu șanse bune de iernare. Apoi a zis dumneavoastră de porumb. Porumbul, să știți, care se cultivă la noi în țară pe 2,5 milioane de hectare, cei care fac tehnologie fac producții bune, adică am găsit în sudul țării, cunosc personal, la neirigat, pe 1000 și de hectare, au făcut 12 tone. Adică cei care au iricat s-au dus la 14-15 tone, chiar mai mult. Și porumbul este o cultură care din ce în ce mai mult, să zicem, face datorie. Cultura cea mai rentabilă în țara noastră. E o cultură care, să zicem, nu e ca grâu. Grâu merge la 9 luni, cât e copilul în burta mamei, 270 de grâu de zile. Porumbul se duce cam la jumatea perioadei grâului și nu necesită atât de multă cheltuială ca grâu. Porumbul e cultura care salvează românii. Păcat că totuși porumbul n-a avut preț și încă acum a început să se așeze prețul la acest produs și păcat că cei mai mulți dintre agricultori, să zicem, nu folosesc valoarea adăugată de la porumb. Adică trebuie să aibă și zootehnie, dacă se poate, și procesare. Chiar unii, nu mai vorbim, care au și magazine. Foarte mulți dintre noi vând materia primă. Chiar suntem renumiți de vreo câțiva ani în Europa. România este un mare exportator de porumb, de materie primă. Și chestia asta nu e, să zicem, o laudă, pentru că țările care produc porumb, să luăm numai Franța, chiar și Ungaria... A, deci o să ajungem și la acest subiect, o să vorbim și despre procesare și despre cum putem să dăm plus valoare producțiilor obținute. Din păcate, la capitolul ăsta procesare nu stăm foarte bine. Aș vrea să completez ce zice domnul inginer și aș fi provocat puțin Ministerul Agriculturii cu o parte din programele la care se gândește și trebuie să le promoveze, ar trebui să gândească foarte atent ca producția asta din sectorul vegetal să fie un pic îmbinată cu activitatea zootehnică, fiindcă plus valoarea de acolo vine. Dacă totuși vindem
materie primă, stare brută și nu o procesăm și nu o îmbinăm cu sectorul ăsta zootehnic și continuăm așa, pe de-o parte sectorul zootehnic este din ce în ce mai rarefiat și prețul pe care îl obțin fermierii este din ce în ce mai mic, adică este o problemă din punctul nostru de vedere și ar trebui îmbinat cu niște programe chiar și prin fonduri europene, adică ar trebui facilitate investițiile care au îmbinată producția vegetală cu zootehnia și cu procesarea. S-a încercat în programul 2014-2020 și presupunem că nu plan strategic o să continuă aceste programe și chiar și programele finanțate din bugetul național să justifică a fi o strategie făcută în domeniul acesta. Bun. Eu sunt convins că fiecare fermier și-ar dori să nu vândă producția ca atare, să poată să o proceseze. Acum, motivele pentru care fermierii noștri nu reușesc să facă lucrul ăsta, le știu doar ei. Și aș vrea să profităm de prezența celor doi tineri care lucrează în momentul de față suprafețe nu foarte mari, dar importante pentru culturile pe care dumnealor le obțin, le produc. Ce faceți cu producția? Haideți să le spunem oamenilor, pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre cei mai importanți oameni de aici, din zona de sud, oameni care fac material săditor, da? Aveți pepinierele Fundulea, aici lângă București. Ați deschis afacerea asta și ce faceți? V-ați gândit să procesați producția obținută? Probabil că la un moment dat v-ați gândit, dar acum ceva vă și ține să nu faceți lucrul ăsta. Diferența între pepinieră și cultură e destul de mare. Noi producem material săditor certificat la Fundulea. Nu producem fructe. Fructele le avem decât sole demonstrative pentru a vizualiza clienții respectivul fruct, respectivul soi. Referitor la procesare, prin programul 2014-2020, cum a reamintit și colegul nostru, să știți că în acest sector de fructe de pădure s-a dezvoltat destul de mult. Am văzut că au apărut foarte multe fabricuțe de procesare, vin, dulceață, siropuri. Bine, au piață de desfacere oamenii ăștia, pentru că așa fonduri au mai fost și cred că mai sunt. Fie că vorbim de Startup Nation, fie că vorbim pe PNDR. Trebuie să vorbim de faptul că pentru produse de nișă și fructele exact. De pădure le introducem la categoria asta de produse de nișă, există o piață. Dar trebuie să reamintim sau să combinăm piața asta cu birocrația. Nu cumva birocrația este o frână în dezvoltarea micilor activități în sectorul legume-fructe? Nu cumva actele normative sunt atât de încălcite încât micul fermier, că nu putem să vorbim de produs de nișă la marele fermier, vorbim la un fermier cât de cât mai mic. Nu cumva legislația noastră este unitară pentru toată lumea? Nu cumva micul fermier este obligat să facă și să respecte aceeași legislație cu marele fermier? În general, noi ne dorim ca produsele astea de nișă să fie făcute în ferma mică. Ele trebuie făcute într-un fel mai tradițional, cu un gust specific, într-un anumit fel. Legislația din România e făcută ca orice om care vrea să vândă un produs în magazin sau către consum, trebuie făcut într-o fabrică. Noi nu știu dacă ne dorim ca orice produs să fie în fabrică. Nimeni nu zice faptul că produsul respectiv nu trebuie să respecte anumite condiții de igienă, o legislație minimă. Dar dacă transformăm produsul ăla ca un produs care e făcut în fabrică, automat de cele mai multe ori birocrația asta excesivă pe lanțul de produs al fabricii, cu vestiare, cu tot felul de nebuneli, de cele mai multe ori îl conduce pe micul fermier la faptul că mai bine renunță, fiindcă un aviz nu poate să ia niciodată. Și atunci procesarea rămâne în aer. Și atunci procesarea rămâne doar un domeniu pentru mari fermieri, decât că mari fermieri nu pot procesa fructe de pădure sau niște produse de nișă pe care piața totuși le cere și e un gol pe piață. Asta cum îi zice micul fermier, că vorbim de el, trebuie încurajat, da? Trebuie să beneficieze de facilități. În momentul ăsta
agricultorii mici. Și uitați-vă că sunt destui în zonele de munte, în zonele defavorizate, care exact fac această agricultură de nișă, nu sunt ajutați. Absolut deloc. Înțelegeți? Vedeți? Dacă luăm numai, dacă vă duceți aminte de acel 141, acea măsură care era, s-a apucat să fie un proiect, un plan de afaceri. Trebuia să fie un formular care trebuia completat și îl ajutai. Și dai eluia marjă și plan de afaceri, s-a apucat să facă afaceri și din aia că de dădea 1500 de euro și lor pe an. Cam așa, timp de vreo 3 ani, după aia 5 ani. Știți, care depășea... 7.000, înțeleg? Adică mi s-a părut o aberație treaba asta. Nu, trebuie ajutați, înțelegeți, pentru că ei n-au posibilită și sunt mulți dintre ei, dacă îi bagi în, să zicem așa, noi anul ăsta, cum a zis dumneavoastră, de regulamente și de legi, l-ai terminat. Păi la noi orice proiect e teză de doctorat. E teză de doctorat. Vorbeam cu Alexandru Sim, care are doctorat în fonduri europene și spunea că la polonezi o documentație pentru asta, pentru fonduri europene, e 30 de pagini. Păi la noi e de la 100 până la 300 de pagini. Îmi cere mie, cum se spune, acte de firmă când te uiți la registrul comerțului acolo. Îmi cer bilanț, balanță, e la ANAF de cât ai accesat. Îmi cere, cum se spune, adeverință că e la o organizație profesională, intri pe site și ai văzut că figurează acolo. De ce tăiem păduri și facem atâta, înțelegeți, când totul trebuie electronic, ăla nu mai trebuie să vină cu niște, să zicem, pagini scrise care înseamnă niște obligativitate să respecte niște criterii. Care sunt, știți bine, criterii de eligibilitate, care sunt obligatorii și de selecție. Ori la noi, păi noi am ajuns, dacă vă duceți aminte, înființasem ghid de criterii artificiale, de s-a speriat... Condiții artificiale. Să speriasă ăsta cu comisarul european. Noi tot ce făcea fermierul era o condiție artificială. Da. Adică el era condiționat să dacă nu facă nimic. Dacă o firmă de consultanță făcea două proiecte într-o comună, erau condiții artificiale. Să spune da, că da, știe. Da, așa este. Domnul Petrișor, dumneavoastră, ce faceți cu producția dumneavoastră? O vindeți ca atare? Reușiți să o procesați? O vindem ca atare. Fiind vorba de tomate în stare proaspătă, o vindem direct în piață, piața de gros, mai puțin piața de în detail. Ideea e că anul 2019 a început oarecum greu, la înființarea culturilor în sere și solarii ne-am descurcat, am reușit să înființăm cu succes. În schimb, la înființarea culturilor libere nu s-a mai putut realiza mare lucru. Experiența anului 2018 și 2019 conduce, din păcate, la scăderea dramatică a suprafețelor cultivate cu diverse legume în spațiu neprotejat. În câmp. În câmp. Este de apreciat interesul fermierilor, cel puțin în bazinul de unde provin eu, către din comuna Băleni, județul Dâmbovița. Un bazin recunoscut. Exact. Pentru cred că nu e piață din țară unde să nu fie un bălenar. Interesul fermierilor este de extindere. Câți dintre cei de acolo reușesc să și proceseze producția? Aveți în localitatea dumneavoastră oameni care nu procesează? Nu. Deci toți mergeți pe același rețetar, mergeți și vindeți către piața de gros. Ideea e că programul ăsta generic numit Tomata ne-a ajutat să eșalonăm culturile. Eșalonând culturile, am reușit să avem aproximativ același trend de preț. Nu am avut supraproducție și prețul a fost, zic eu, bun anul 2019. Da, a fost bun. Scuză-mă, numai o secundă intervin. A fost bun în comparație cu 2018, deoarece, cum ai spus mai devreme, și producțiile au fost mai mici. Și atunci când oferta este mai mică decât cererea, automat crește prețul. La fel ne-am lovit și noi. La zmeură prețul a fost poate și cu 30% mai mare în 2019 față de 2018. Dar nu a fost producție. N-am putut să satisfacem piața. Nu s-au satisfăcut cerințele pieței din mai multe motive. Tot intervenind mai multe
motive așa pe parcurs. Da. Nu toți au accesat fonduri europene, nu toți au în proprietate terenuri. Ușor, ușor s-au mai triat. A fost un an greu, și s-a plecat și greu. S-a plecat foarte greu. Luna aprilie a fost o lună foarte ploioasă. Din păcate, din rândul generației mele și sub 30, foarte, foarte mulți iau calea străinătății și nu mai vor să cultive. Nu mai vor să cultive pentru că nu au stabilitate în acordarea acestor sprijine. Fie fonduri europene, de exemplu, fondurile europene sunt pe un ciclu, 2014-2020, se termină în primii ani. În ultimii ani, nu mai e ce... Ce mai rămâne. Ce mai rămâne. Ați luat fonduri europene? Ați accesat? Am încercat în 2017. Nu am reușit. Pe ce măsură? Pe ce sumă? Pe 6-1. Motivul, nu am avut suprafața necesară. Între timp, am reușit să... Am acea suprafață și de solarii și de câmp cu ajutorul acestui program. Am pornit la drum cu 900 de metri, 960 de metri pătrați de solar. Am extins în primul an, mai cu împrumut de la bancă, mai și cu aia 3.000 și am ajuns undeva la 4.000 în decursul a 3 ani de program. Lucrați cu familia? Lucrăm cu familia. Forța de muncă, ca de altfel în toată țara, este total inexistent. Astă vară vă mărturisesc în plin sezon de recoltare a tomatelor și cu 200 de lei nu aveai pe cine să... Nu aveai cine să îți vină la dumneavoastră? Găsiți? M-am lovit de problema asta și prefer să câștig mai puțin și să-i angajez ca și salariați. Deoarece atunci când... Nu, e de înțeles că omul nu poate să te aștepte 10 luni pe tine să-i muncești 2 luni la zmeur. Și atunci la noi, fiind activitatea destul de complexă de pepinieră, de exemplu, de luna asta am început cu tăieri, cu legări, am început să-i băgăm la muncă și atunci, măcar 2, nu zic pe toți, dar să ai 2, să ai o pornire. Și pe lângă, automat și noi mai suplimentăm cu zilieri. Dar eu înțeleg și punctul de vedere al zilierului, că nu poate să te aștepte 2 luni. Pleacă afară, cum a spus el, pleacă pe perioada de iarnă, adică chiar dacă pe iarnă salariul e mai mic sau e minim pe economie, chiar dacă în lunile în care produci poți să-i oferi un salariu mai mare, măcar să-l întreții și pe el, că nu stă. Bine, într-adevăr, e deficitul foarte mare. Păi ăia care stau acasă și... Ăia oricum nu fac. Ăia nu stau acasă, ăia stau în altă parte, nu acasă. Ne-am lovit de cei care pleacă afară și nu fac agricultură. Cine-i făcut să facă agricultură, stă. Ăia care au ajutoare sociale, ăia care au ajutoare sociale. Trebuie să-i fie rușine ălora care le dă ajutoare sociale, nu lor că stă. Și cred că pentru nația asta a noastră de români încă, acordarea acestor ajutoare sociale va avea un efect foarte, foarte dur. Dar se va întoarce în 15-20 de ani. Ajutoarele acestea sociale, noi în comunitatea de unde sunt eu, suntem etnici bulgari. Da. Suntem bulgari. Jumătate eram. Da. Eram jumătate. 50 români. Am ajuns să fim 30, 10-15 români și diferența etnici. Nu zic nu. Etnici de care? Etnici. Lăsa, e suficient. Etnici. De altă naționalitate. Ideea că nu facem discriminări. Însă ei au reușit să se descurce, cum a zis și dânsul, prin străinătate și înainte ne ajutau. Acum nu mai. Acum nu. Acum apelăm noi la ei. Da, bun, dar străinătatea asta nu e un viitor. Se duc, vin... Putem să tragem o concluzie din ce ne spune colegul nostru din legumicultură, fiindcă producția totuși de tomate nu asigură nu asigură pe de-o parte necesarul, nu asigură resurse suficiente ca fermierul să reia ciclul de producție și totuși programele astea pe care ministerul o să vorbim despre programele astea pentru că sunt în derulare. Da. Părerea dumneavoastră a fermierilor aflați aici în platou este foarte, foarte importantă după câteva minute de publicitate.